seara, dragii noștri! Bine v-am regăsit la o nouă seară incendiară, mondenă! Exact! Începem o nouă săptămână, avem multe lucruri să vă spunem, suntem nerăbdători, așa că rămâneți alături de noi să urmărim împreună titlurile ediției. Ana Maria Ferenc s-a ținut de cuvânt și revine în forță pe piața muzicală. A lansat Baby, dedicație specială pentru iubitul american. Fetele bune preferă băieții răi și își riscă sufletul. Cine a preferat pericolul în locul liniștii și cu ce s-a ales? Aflați la Flash Monen, lista e lungă și conține, atenție, nume celebre. S-au crezut zmei și au iubit și în afara căsniciilor sau a relațiilor oficiale. Credeau că nimeni nu va afla, dar aventurile lor au ajuns pe primele pagini. Cine s-a făcut de râs în amor? Aflați la Flash Monen. Ana Maria Ferenc revine puternic pe piața muzicală. A lansat o piesă cu totul specială dedicată iubitului de peste ocean, Douglas, și nici nu s-a uitat la bani deloc. Da, a lucrat cu producătorul lui Jennifer Lopez, iar clipul a costat jumătate de milion de dolari. Păi a filmat la New York, în Republica Dominicană, și e gata să vină să o cânte și în România, normal baby, să coste baby, atâta. Baby. Așa o fi? Every time I kiss you, you should feel you're mine. All the stars align when we first met that night. All the past forgotten, all the pain was left behind. Am lansat piesa Baby chiar de ziua lui Doug. Melodia reprezintă practic povestea noastră, este scrisă pentru noi. I-am făcut acest cadou de suflet iubitului meu într-o zi specială pentru el și s-a bucurat. I-a dedicat piesa chiar de ziua lui, iar emoțiile au fost până la cer. De multă vreme se pregătea Ana Maria Ferenc să revină pe piața muzicală, dar a ținut morțiș să facă lucrurile așa cum trebuie. A vrut să lanseze o piesă demnă să devină hit. Sunt extrem de încântată să lansez piesa Baby. Am muncit foarte mult la un întreg album pe care sper să-l lansez curând. Clipul pentru piesa Baby a fost filmat în Republica Dominicană, în Punta Cana și New York. Câte 2 zile de filmare în fiecare oraș. În Punta Cana am avut o zi pe iaht și cealaltă zi pe plajă cu figurație, echipă mare. Au construit o scenă pe plajă special pentru mine. Când am ajuns la locație și am văzut ce au putut face, mi-au dat lacrimile. A fost impresionant. 500.000 de dolari a costat totul, dar Ana Mariei Ferenc nu-i pare rău de niciun dolar cheltuit. Fiecare cent a meritat din plin, căci rezultatul este peste așteptările ei. S-a implicat în producție cu totul. Scenariul îi aparține. Ținutele de asemenea. A gândit fiecare cadru în amănunt. Într-adevăr, a avut și ajutoare de nădejde. Regizorul videoclipului Baby e Freddy Graff din Republica Dominicană și pentru piesa aceasta, dar și pentru cea pe care am lansat-o de Crăciun, Christmas is Near, am lucrat cu Damon Sharp, producătorul piesei Love Don't Cost a Thing a lui Jennifer Lopez. Sunt foarte încântată de ce a ieșit. Baby este cel mai bun videoclip al meu din toate timpurile. Costurile au fost imense, iar producția este una deosebită. Ana Maria Ferenc simte că de data aceasta va da lovitura pe piața muzicală și n-are de gând să se oprească. Plănuiește concerte în toată America, însă nici de casa ei nu uită. Sunt tare mândră de acest proiect. Este cel mai mare proiect al meu. Mi l-am dorit din suflet și a ieșit din suflet. Am lucrat cu oameni extraordinari de profesioniști, de talentați. Ne-am super distrat. A fost ceva superb. Cel puțin în Republica Dominicană a fost de vis. Vremea a fost superbă și totul prielnic pentru creație. A ieșit totul foarte bine. Mă bucur că pot să le arăt asta și românilor mei. Chiar dacă sunt departe de casă, mă gândesc la ei cu drag și o să vin în România să promovez acest proiect. Mă duc și în alte state din America Latină, dar cea mai încântată sunt pentru că voi veni în România în perioada Paștelui. Este cel mai frumos și abia aștept! Yeah.
Beyoncé n-are cusuri și e greu de egalat, dar la capitolul vestimentație mai are oare de lucrat? Cerim împerecheată, aflați răspunsul imediat, ca să țin și eu la rubrica Așa, da, așa nu, specialiștii dau verdictul. Ehe, băieții buni, sunt buni de închis în cufere și depozitați în pod. Ce vrei să zici? Nu mai sunt la modă, da. Iar fetele bune preferă băieții răi. Da, știu și ele că ar putea avea de suferit, că viața ușoară, mă rog, o viață ușoară riscă să nu aibă alături de ei. Dar ce să faci, domne, dacă acolo e chimie? Da, se pot lupta ele și cu morile de vânt, că tot acolo le trage ața, ba chiar unele s-au și căsătorit. E, acum că au divorțat e cu tot o altă poveste. Și unde se întâmplă asta? Tocmai la bogatelele de la Hollywood, ce să mai. All the mother niggas lame and you know it now. When a real nigga hold you down, you supposed to drown. Bam. Kardashian a șocat pe toată lumea. După ce a dat divorț de rapperul Kanye West, Kim s-a cuplat anul trecut cu comediantul Pete Davidson, un tinerel de numai 28 de ani cu mâinile pline de tatuaje. Vedeta americană în vârstă de 41 de ani nu mai vrea să audă de vreo împăcare cu Kanye, care i-a fost soț din 2014 și cu care are și 4 copii. Vrea o nouă viață. Că bani are, nu e problemă. În conturile ei se odihnesc 1,5 miliarde de dolari, iar în cele ale lui Pete, vreo 8 milioane. Megan Fox s-a cuplat cu rapperul Machine Gun Kelly în mai 2020. Megan l-a părăsit pe soțul său, actorul Brian Austin Green, cunoscut pentru rolul din serialul Beverly Hills, pentru cântărețul mai tânăr și plin de tatuaje. Actrița a renunțat și la cei 3 copii pe care i-are cu Green pentru iubit. Copiii ei, Bodie, Journey și Noah, au rămas la soț. Megan Fox are o avere frumușică, 8 milioane de dolari, iar Machine Gun Kelly are în conturi aproximativ 10 milioane. Și Cameron Diaz face parte din categoria îndrăgostitelor de băieții răi. În 2014 s-a îndrăgostit de rockerul Benji Madden în vârstă de 42 de ani, pe care l-a cunoscut prin intermediul cumnatei lui Nicole Richie. Actrița a fost cuplată cu Justin Timberlake, însă nu a vrut să rămână cu el și pace. L-a preferat în schimb pe Madden, plin de tatuaje, cu care s-a și măritat în 2015. În decembrie 2019, cei doi au devenit părinții unei fetițe numită Reddix. Săracă nu e nici ea, Doamne ferește! Cameron Diaz are o avere impresionantă de 140 de milioane de dolari, în timp ce Benji e mai modest, are doar vreo 40. Cel mai recent album al vedetei americane Beyoncé, Cowboy Carter, a urcat în fruntea topului de vânzări Billboard 200 din Statele Unite și în topul clasamentului pentru genul country, o premieră pentru o artistă de culoare. Așa se face că a ajuns într-o postură în care iarăși toate reflectoarele sunt ațintite asupra ei. Dar ce spun specialiștii în modă despre stilul ei vestimentar, aflați chiar acum. Pentru că începe rubrica Așa, da? Așa nu! Bună seara, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, cu zâmbetul pe buze, vă anunț că mi-era dor de voi. Drept urmare, sunt prezent la datorie și mai mult decât atât, sunt prezent alături de o prietenă tare, tare dragă de-a mea, Carina Moldovan, fashion blogger. Bună seara! Bună seara! Ce faci, cum ești? Foarte bine și mă bucur să fiu aici. Și eu mă bucur că ne-am reîntâlnit după ceva timp, dar nu e timpul pierdut, că acum suntem împreună. Corect. Vrei să călătorim? Vreau să călătorim. Perfect! Scurt și la obiect zburăm până în Los Angeles și în
înlocuim covorul roșu cu unul galben pentru că vedetele să defileze în toată splendoarea lor la cea de-a 11-a ediție a premiilor iHeart. Rând pe rând, celebritățile au luat cu asalt covorul galben, iar una dintre cele mai așteptate artiste ale momentului a fost talentata Beyoncé, care și-a lansat de curând albumul de muzică country și s-a asortat vestimentar din acest punct de vedere cu melodiile sale. Artista a primit 6 nominalizări și a plecat acasă cu una din statuete pentru faptul că este un star inovator global. Country sau nu vestimentar, i-a optat pentru o casă de modă din Italia, care i-a propus acest outfit dintr-o colecție din 1992, pentru care primește așa da sau așa nu din partea ta. Păi din partea mea eram deja să te întrerup, să zic. Wow! Deja îi tădeai, da. Că la prima vedere îmi place foarte mult. O alungește corpul, e foarte bine pus, îmi place adică e negru și auriu, de fapt, doar două culorile asortate împreună și cu pălărie, nu știu, mie mi se pare o ținută foarte reușită. Ai purtat așa ceva? Da. Perfect. Da. Dar să știi că sunt de acord cu tine, o ținută care se potrivește cu stilul ei actual, pentru că facem referire la albumul de muzică country, gata, a știut exact unde să puncteze, franjuri, pălărie, da, stil country, toate foarte, foarte bine gândite acolo. Drept urmare, și din partea mea primește așa da. Un alt invitat special al evenimentului a fost și Jared Leto, care a urcat pe scenă și el în calitate de prezentator. Pe de altă parte, Jared a ales acest look rock, steampunk și romantic în același timp, look semnat de o casă de modă din Franța de această dată. A avut o alegere inspirată sau nu pentru aceste premii? Mai greu la asta, pentru că îmi dau seama că culorile de accesorii îi scoate în evidență ochii lui, care îmi place, dar e ceva totuși care nu-mi place. Cred că e și faptul că e și eșarfă, și textură la bluză, cred că este dedesubt de sacou. Exact. Mănuși îmi place foarte mult, e mai greu aici. Uite, ochelari îmi place foarte mult, dar overall aș spune nu. Așa nu. Așa nu, da. Mi se pare un look foarte bine gândit. A ales exact, a știut unde să puncteze. Mănuși cumva care se asortează cu accesoriul din piept, mănuși care în același timp se asortează și cu bluza transparentă pe care o poartă, ochelarii de soare pe care i-a ales pentru o scurtă perioadă de timp, pantofi bine gândiți. Mie mi se pare unul dintre cele mai bine gândite look-uri de la acest eveniment, cel puțin pentru partea de bărbați. Mănușile sunt spectaculoase, cu mici elemente pe ele, spectaculos totul acolo. Din partea mea primește un așa da. În schimb, talentata Jennifer Hudson a urcat pe scenă pentru un moment iconic dedicat lui Cher, iar pe covorul galben, artista a strălucit ca un disco ball, grație rochiei semnate de o casă de modă din Italia de aproximativ 2500 de euro. Multe paiete argintii și pene gri, pentru care primește așa da sau așa nu. Ok, într-adevăr strălucește ca un disco ball, dar cu eleganță. Mie îmi place foarte mult, îmi place cum o alungește corpul, scoate în evidență și trăsăturile, cum vine până la gât. N-are accesorii în afară de o pereche simplă de cercei și detaliile pe care are la mâneci. Merge, mie îmi place foarte mult. E un look elegant și strălucitoare, în același timp, și de la mine primește în așa da. Așa da. Vorbim de niște premii muzicale. Cumva ea a știut exact. Sunt premii muzicale, trebuie să strălucesc. Și a strălucit cu rochia, a strălucit cu bijuteriile, a strălucit cu machiajul și cu luminozitatea feței. Foarte mult îmi place. Mă bucur că și-a prins părul la spate, cum mai vedem, așa și zâmbetul. Mai mult decât atât, mă bucur că nu a optat pentru alte bijuterii, pentru că deja rochia în sine este cu greutate din acest punct de vedere și atunci cumva lucrul este temperat. Penele, iarăși, au echilibrat puțin balanța, pentru că argintiul este destul de puternic, este o culoare metalică, ori penele cumva au mai îndulcit puțin atmosfera acolo, un loc cât se poate de bun, așa da. Celebritatea care încheie lista de astăzi este Katy Perry, care era pe punctul să nu fie recunoscută de fanii ei,
și recunosc că nici de mine. Stilul pe care l-a abordat a fost unul îndrăzneț și a uimit pe toată lumea. Artista a preferat o casă de modă din New York pentru plasa pe care a purtat-o pe covorul galben, plasa care a fost legată cu mai multe fundițe roșii. Look-ul ei a mai fost completat de o pereche de cizme și o pereche de ochelari de soare. Acum, cât de creativă ți se pare apariția ei? Merge în direcție de așa, da, sau de așa nu? Ok, mi se pare e îndrăzneț, dar nu prea înțeleg ce a vrut să se exprimă prin acest Care e mesajul? Care este mesajul? Adică și paiete și fundițele roșii, adică nu are nicio temă la ce ținută. Nu știu, nu o înțeleg deloc. Într-adevăr, ea este o femeie extraordinar de frumoasă. Fața ei este frumoasă, părul e frumoasă, dar ținută nu îmi place deloc. Așa nu. Așa nu. Nu știu când a văzut-o Orlando Bloom când a ieșit din casă. Mai, draga mea, iubită, soție, parteneră de viață. Și unde vrei să mergi așa? La piscină? Că atunci s-ar potrivi. La piscină această ținută este absolut perfectă. Sau la plajă? Da. Că e plasă, merge. Are ochelari de soare, merge la plajă, că e soare. Măi, dar parcă la niște premii muzicale nu funcționează atât de bine. Înțeleg că atmosfera este cât se poate de relaxată. Îmi plac cizmele, în schimb, dar cam atât. Nu înțeleg restul ținutei. Cred că a greșit evenimentul. Cred că a dorit să meargă la plajă, la o piscină, dar s-a nimerit să ajungă la aceste premii. O apariție total nepotrivită, pentru care primește așa, nu? Și din partea mea, dar tu vei primi un mare, așa, dacă ai fost alături de mine și abia aștept să ne reîntâlnim. Și eu abia aștept. Mulțumesc să ne mult vedem. De tot. Atât din platoul Așa Da, Așa Nu. Doamnelor și domnilor, să aveți o seară spectaculoasă. Sunt celebri, sunt bogați, nu este om pe planetă să nu-i cunoască sau să-i admire, dar sunt și ei oameni. Da. Și au necazuri, da. Și chiar și ei intră în bufluc și... Așa. Când o fac, păi țineți-vă bine că o fac în stil grandios. Jay-Z sau Jude Law au făcut-o de oaie când s-au gândit că n-ar fi rău să-și înșele partenerele. Și pisicile din Asia au aflat, ce să mai spunem de fanilor. Măi, e greu când ești celebru, că te știe toată lumea. Știi și tu, nu? Nu. Și Beyoncé sunt de departe unul dintre cele mai iubite cupluri din lume. Fac echipă acasă, fac echipă pe scenă și chimia dintre ei este de-a dreptul electrizantă. De ani și ani de zile sunt împreună, ba chiar au și un copil, pe micuța Ivy, și nimeni n-ar putea crede că ceva le-ar putea lipsi. Ehe, dar iată că în cazul lor, acasă la ei, între patru pereți, ceva tot lipsea. Asta l-a determinat pe Jay-Z să calce strâmb și să își întoarcă împotriva lui o lume întreagă. Nimeni nu a înțeles cum a putut să o înșele pe superba Beyoncé. Trebuie să supraviețuiești. Așa că treci pe modul de supraviețuire, iar apoi ce se întâmplă? Renunți la toate emoțiile. Chiar și cu femeile te vei opri din a mai simți ceva, ca să poți realiza din nou că ești conectat. În cazul meu, totul a fost profund. De acolo au început să se întâmple toate, de acolo și infidelitatea. Cei doi au reușit să își salveze relația prin terapie de cuplu. Norocul lui că Beyoncé l-a iertat, că altfel cuplul ar fi fost doar o amintire. Și lui Jude Law îi place pericolul. Actor de renume, cu o celebritate imensă, iubit și adulat, n-a prea știut să-și țină mâinile acasă. Și ce să vezi și să nu crezi că a călcat strâmb chiar la el pe proprietate, acolo unde își împarte și cele bune și cele rele cu soția lui, frumoasa Sienna Miller. Nu și-a adus acasă vreo amantă când Sienna era plecată cu diverse treburi. O avea chiar acolo la îndemână pe ispită și vorbim fix despre bona copiilor. Cum s-a aflat? Foarte simplu. Daisy Wright pare să că s-a vrut și ea celebră, așa că și-a vândut povestea unei publicații. De acolo, tăvălug. N-a mai lucrat Daisy ca bonă în casa starului, dar nici el n-a mai avut zile bune. Perioada ce a urmat a fost presărată cu împăcări și despărțiri între el și Sienna.
Și Kristen Stewart a trecut în aplauze pe strada celor care pun coarne. L-a înșerat chiar pe frumușelul Robert Pattinson cu nimeni altul decât regizorul Rupert Sanders. Cei doi au fost surprinși sărutându-se în mașină, iar ea a încercat din răsputeri să explice că n-a fost ceea ce pare, dar degeaba. Apoi a încercat și varianta sincerității, spunând că habar nu are ce a fost în capul ei. Cum era treaba cu pisicile, că și pisicile te află? Măi, ce se întâmplă? Nu, pe această cale eu dezavuiez un astfel de comportament. Nu putem decât să înfierăm astfel de comportamente anti și anti și gata, hai că vorba hai multă, că, da. Știi cum e. Sărăcie omului, de aia vezi? Da. Ce văd? Nu, las că vorbim mai târziu. Vreau să zic de aia, vezi, ai grijă la buzunare că te toplești că ești sărac. Mai taci din gură și o seară minunată. Să aveți, ne revedem și mâine. Toate cele bune! Program disponibil pe primaplay.ro.